lumea animală din care noi facem parte, foamea e normală. Anormală în lumea animală este sațietatea. Păi noi de când ne-am născut trăim în anormalitate. Habar n-avem ce e la normalul foamea. Foamea asta se mânce din tomberon. În schimb am transformat sațietatea, excepția, în ceva cotidian. Dar nu ăsta e păcatul nostru al mare. Păcatul nostru al mare nu e că mâncăm mult, deși mâncăm mult, dar poate la asta îmi face față. Păcatul nostru al mare e că n-alergăm destul. Gândiți-vă că atunci când unul Dumnezeu sau mama natură ne-a făcut oameni, ne-a făcut vânători cu legători. Efortul fizic normal pentru animalul numit om, așa cum a hotărât Dumnezeu când ne-a făcut, este echivalent cu alergatul a 40 de kilometri pe zi. Numai sportivii de performanță fac efort normal. Și o să-mi spună lumea, păi eu nu pot să alerg 40 de kilometri. Și eu sunt de acord. Și atunci de ce trebuie muncă? Cine ne obligă? Ușor de spus, greu de făcut. Pentru că de mic ni s-a băgat în cap că mâncarea e bună și băutura e rea. Sunt la fel de toxice. Ce spune bețivul? Dar e bună mai băutura.